Atelierele interactive au fost împărțite pe grupe de vârstă pentru a le permite copiilor să-și dezvolte cât mai firesc potențialul creativ. Activitățile din Grădina Valorilor Românești sunt gândite în așa fel încât să îmbine jocul cu educația și dezvoltarea personală. Reprezintă o alternativă la petrecerea timpului liber extrem de benefică pentru ei. Își pot petrece vacanța de vară într-un mod cât mai plăcut. Alessia și Cristin sunt prietene bune încă de la grădiniță. Sunt pasionate de natură și de jocurile în aer liber. Ce activități faceți? Engleză, română, artă, pictură. Și cum te ajută pe tine activitățile de aici? Să învăț foarte bine. Să fiu mai inteligentă și să nu stau tot timpul pe telefon sau tabletă. Micuții au făcut echipă cu educatoarele lor, de care nu s-au putut despărți nici în vacanță. Au fost susținuți însă și de părinți sau bunici. Este foarte, foarte important pentru toți copiii, indiferent de vârstă, să participe la foarte multe activități în aer liber, deoarece le dezvoltă creativitatea, limbajul, comunicarea între ei. Încercăm în principiu să îi scoatem cât mai mult afară și consider că e important să își dezvolte și anumite abilități, plus că are 4 ani, să înceapă să socializeze mai mult. Și ne bucurăm că am găsit acest program. Și psihologii atrag atenția că tot mai mulți copii petrec prea mult timp pe telefon sau calculator în loc să iasă la joacă. Asigurăm o dezvoltare continuă a copilului. Procesul educațional nu se termină odată cu școala, continuă și în vacanțe. Obiectivul comun al nostru și al părinților este dezvoltarea armonioasă a copilului, indiferent de vârstă. Programul gratuit Grădina Valorilor Românești este o inițiativă a Fundației Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României și se desfășoară pe toată perioada verii în Parcul Lumea Copiilor din sectorul 4.